Câte fetițe harnice sunt aici în față? Ia să vedem. Sunt fetițe harnice? Da, fetițe harnice. Dar băieței harnici avem? Băieți harnici? Avem? Nu? N-avem băieți harnici? Eu cred că avem. Și băieți și fetițe. Povestirea de astăzi este despre un băiat. Îl chema Andrei. Da, știți cum îi spunea mama lui? Mama lui îi spunea răsfățel. Era așa un pic cam alintat, cam răsfățat așa. Și mama îi spune: astăzi vine unchiul Petru din America. Și tata se duce să-l ia de la aeroport și Andrei spune: mami, mami, și eu mă duc cu tati. Da, bine, te duci și tu cu tati. Da, vreau să mă duc să văd. Ce vedem la aeroport când mergem? Ce vedem? Avioanele. Și a zis: vreau să văd și eu avionul mare, cum aterizează. Mă duc și eu, mami. Bine, bine, te duci și tu. Și între timp, tati s-a dus să se pregătească, să se îmbrace. Și Andrei se gândește și zice: am un avion. Am un avion care l-am primit cadou. Mă duc să-l caut, să iau avionul cu mine la aeroport. Să vedem dacă avionul meu e mai mare decât avionul cu care o să vină unchiul. Și s-a dus în cameră. Și s-a uitat, pe pat avea multe jucării. Nu l-a găsit. A răsturnat cutia cu jucării, nu e. A scos altă, mai avea o cutie mare sub pat. A răsturnat-o, a căutat, nu e. Vai, nu e avionul. A scos din dulap. A deschis sertarele, a scos șosete, a scos pantaloni. Unde e avionul? A tras lucrurile de pe pat, perna, cărțile. A răsturnat ghiozdanul. Unde e avionul? Nu găsea avionul. Vine mama și spune, în ușă așa, mama se uită la el și spune: măi, răsfățel, ce înseamnă dezastru ăsta aici? Mami, îmi caut avionul? Nu așa. Te rog frumos să strângi. Bine, bine, mami, strâng jucăriile. Nu doar jucăriile. Strângi hainele, le pui la loc. Mami, dar nu știu. Dacă ai știut să le scoți, trebuie să știi și să le pui la loc, nu? De scos l-ai scos. Acum trebuie să le pui la loc. Da, mami, dar îmi caut avionul. Te rog frumos, pui hainele. Bine, bine, mami, hai că le pun. Și a început. A strâns jucăriile, le-a pus în cutii, cutia sub pat, o altă cutie sub birou. A pus hainele la loc, șosete, tot ce avea în sertar, frumos. Și a pus cărțile și când punea cărțile, a găsit un ursuleț și zice: ia uite ursulețul ăsta, de mult îl căutam. Și l-a pus frumos acolo pe jucării. Și a strâns patul și când a pus frumos pătura pe pat, a găsit avionul. Avionul căzuse după pat. Și l-a luat, a strâns frumos și zice: mami, mami, vino! Și a venit mama și a zis: uite, mami, ce frumos! Bravo, Andrei, bravo! Așa arată camera unui copil ordonat. Și zice: mami, mami, sunt gata, mă duc la aeroport. Și mami zice: Andrei, îmi pare rău, tati deja a plecat. Și a început o lacrimă să-i curgă aici. Și încă una. Și zice: mami, da vreau să mă duc și eu cu tati la aeroport. Vreau să văd avioanele. Zice mami: Andrei, îmi pare rău, dacă n-ai fost ordonat și dacă n-ai avut lucrurile, tatea trebuie să pleci. Da, trebuia să mă aștepte și pe mine. Andrei nu putea să te aștepte, avionul nu așteaptă pe nimeni. Unchiul aterizează și dacă nu era tati să-l ia, nu putem să-l facem să aștepte, că și așa a călătorit. Lasă că te duci cu tati. Când îl ducem peste 2 săptămâni, pleacă unchiul, te duci și îl duci. Da, mami, dar eu vreau să mă duc și astăzi, vreau să văd avioanele de 2 ori. Și mami spune: Andrei, trebuie să ai grijă de astăzi înainte să pui jucăriile pe pat
grămadă. Da? Pe pat grămadă? Cu hainele una peste alta? Nu, dar cum să le pună? Ordonate, mami a zis, dacă aveai jucăriile ordonate, aveai timp să te duci. I-a spus, lucrurile și faptele au consecințe. Dacă ești ordonat, sunt consecințe bune. Dacă ești dezordonat și, sunt fapte, și faci fapte rele, sunt consecințe rele. Și Andrei a zis, bine, mami, promit de astăzi să fiu ordonat, da? Și voi să fiți ordonați, să ajutați pe mami, să strângeți, ce să strângeți în primul rând? Jucăriile, da? Dacă Andrei ar fi avut jucăriile ordonate, putea să se ducă cu tati la aeroport? Da, și data viitoare, sigur, peste 2 săptămâni a învățat Andrei lecția și a fost ordonat ca să se ducă cu tati la aeroport, da? Acum vă rog frumos să vă duceți la loc și copiii, dacă mai sunt copii în sală și aici, de la grupa intermediară, junior 1 și junior 2, sunt așteptați de instructoare acolo, da?